Le-am scris cu unghia pe tencuială, pe un perete de firidă goală, pe întuneric, în singurătate. Anual, în data de 23 ianuarie, se sărbătorește Ziua Mondială a Scrisului de Mână. În multe domenii, scrisul la calculator a câștigat lupta cu bătrânul stilou. În educație însă, lucrurile stau total diferit. Mereu trebuie să scriem de mână, este un lucru foarte important, la școală ne ajută foarte mult. Scrisul pe calculator încearcă să înlocuiască scrisul de mână, dar nu va reuși asta niciodată, pentru că scrisul de mână este un lucru foarte important în istoria noastră și este frumos să scriem, ne dezvoltăm abilitățile pentru minte, învățăm lucruri noi, frumoase, științifice, înțelegem foarte multe lucruri care ni se predau la școală scriindu-le. Ne educă, ne dezvoltă mâna, scrisul. O faci din obligație pentru că așa trebuie sau ți este la îndemână să scrii? Este și la îndemână și este și obligație. De mână scriu aproape în fiecare zi și la calculator și telefon seara. În fiecare zi pentru că mergi la școală? Da, dar acasă nu mai scriu. Deci nu mai la școală. Deci dacă nu mai scrie la școală, nu ai mai scrie? Nu mai scrie deloc. De mână. A scrie numai pe telefon. Și ți se mare mai la îndemână să scrii pe telefon, pe calculator? Da. De ce? E mai ușor. Pentru mine e foarte important, dar nu neapărat că îl fac din obligație. Îl fac pentru că trebuie și îl fac pentru mine în primul rând și... Dacă nu ai fi la școală, ai mai scrie de mână sau din contră? Ai prefera calculatoarele, tabletele? Păi le-aș face pe amândouă, pe telefon, pe timpul liber și scrisul de mână când am treabă și chestii din astea. Că până la urmă aș avea și o slujbă și ar trebui să scriu de mână, nu pe calculator, non-stop. Scrisul de mână este da, foarte important, pentru că face parte din identitatea noastră. Dar ne diferențiem prin asta, cel puțin noi profesorii diferențiem copiii atunci când îi testăm în scris prin stilul de scriere. Le place mai mult să lucreze la calculator, într-adevăr, este mai rapid, spun ei, și mai ușor. Acum încercăm să găsim o balanță între scrisul de mână și scrisul la calculator, pentru că au atât teme pe care le fac pe caiet, cât și teme pe care necesită utilizarea calculatorului și scrisul la calculator. Ziua Mondială a Scrisului de Mână coincide cu ziua de naștere a lui John Hancock, devenit cunoscut datorită semnăturii sale foarte lizibile și deosebită stilistic, de pe Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.